celebra crimă pasională din punctul meu de vedere. Practic acolo nu că ar trebui să fie anumite circunstanțe, dar a pornit totul de la o ceartă conjugală, o lovitură care a fost fatală din păcate, la care nici măcar agentul din acea perioadă Cioacă sau ofițerul Cioacă, din cauza geloziei și datorită faptului că își iubea soția, a recurs la un gest necugetat de violență, ținând cont că, după câte cunosc eu, era în semnul zodiacal Taur, încăpățânarea și anumite pulsiuni puteau să fie fatale. Iată, în cazul de față a fost fatal. Toată lumea s-a întrebat în urmă cu ceva ani unde se află Elodia, unde e ascunsă, unde e îngropată, echipe de oameni, criminaliști, autorități și medium paranormal la vremea respectivă au dezbătut acest subiect. În schimb, Elodia, din păcate, nu mai este nici în pământ, este doar în ceruri. Bănuiesc că și-ar fi găsit liniștea. Totul a plecat de la modul că un aspect important abia să dea peste cap două destine. În primul rând ale Elodiei Ghinescu, ulterior a domnului Cioacă, datorită faptului că acolo unde dragostea e mare, mai sunt trădări și aici aș putea spune, fără a incrimina, fără a discrimina, totuși pe undeva, pe acolo, dincolo de inteligența ei, Elodia Ghinescu a greșit pe undeva, dar nu era justificat să fie lovită, pentru că o femeie nu lovești nici măcar cu o floare. În momentul în care a pătruns în casă, Cristian Cioacă, mai avusese câteva discuții în contradicție tot pe segmentul acesta sentimental, n-au avut nicio legătură banii, materialul aici și din păcate o lovitură a fost fatală. Ulterior, la cum se amprentează momentul respectiv din punct de vedere spațiu-temporar, și-a dat seama și el ce a făcut și a trebuit să găsească soluții care nu au fost într-un cu totul cele mai bune pentru autoritățile din România la acea vreme, pentru că s-au cheltuit resurse umane, resurse materiale. Cert e că Elodia Ghinescu este moartă. Adică a trecut într-un alt plan al dimensiunii, a urcat la ceruri și din punctul acesta de vedere, la modul cum se văd lucrurile, chiar dacă cineva ar încerca să o caute în pământ, într-o pădure, dincolo de toate urmele găsite la fața locului și care au fost ascunse destul de bine, era absolut normal. Eu consider că vinovatul a făcut acele deplasări doar pentru a induce în eroare organele și autoritățile și a-i duce pe toți într-o pistă greșită, când de fapt și de drept Elodia, printr-un gest extrem, putea să fie aruncată într-o altă locație și devorată de binecunoscutele animale pe care mulți dintre noi le sacrificăm de Crăciun și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați înțeles acest aspect. În opinia aceasta, soluția din care mulți s-au gândit la vremea respectivă la acid, la a fi îngropată, la a fi tranșată, eu cred că micile devoratoare domestice, încă o dată repet, care sunt sacrificate de ajunul Crăciunului, au devorat-o și pe Elodia și acesta a fost un final tragic, tocmai din acest punct de vedere nu va fi descoperit niciodată cadavrul ei. Oricât ar încerca cineva să caute o amprentare energetică, că este medium, că este mentalist, ce modele mai sunt la noi în țară, spre deosebire de cele din exterior, din păcate, Elodia Ghinescu consideră că nu va descoperi nimeni niciodată. Oricât ar fi căutată, oricât s-ar strădui, pentru că amprenta ei energetică chiar nu mai există. Și faptul că elemente și confirmări care ar putea să vină din jurul nostru, iată cum este și acest cuplu de doi porumbei simpatici, unul negru, unul alb, fiecare dintre noi, oricât de negre am fi, avem părticica aceea albă și oricât de albe am fi, avem și greșelile noastre și părticele negre. Dar încă o dată repet, în cazul Elodia Ghinescu, faptul că principalele informații vin din acest areal, că a fost sacrificată și dată la necuvântătoare, în speță mă gândesc la rasa porcină, era categoric și clar că toate acele gesturi și elemente de derută, derivă, faptul că Cioacă a fost văzut pe o cameră video la un moment dat, nu știu la ce benzinărie, la vremea respectivă, nu au fost decât elemente, într-adevăr,
de care s-a folosit tocmai pentru a întârzia toate elementele care, după cum știți fiecare dintre dumneavoastră, ele au fost vizibile și, până la urmă, întotdeauna bine le învinge, adică cei care greșesc își merită pedeapsa și dacă nu ar fi intervenit autoritățile din România, cu siguranță ar fi fost o justiție providențială. Să nu uităm faptul că Elodea provenea dintr-o familie bine închegată, bine pusă la punct. Zic că dacă vom studia acest arbore genealogic, aici sunt mai multe lucruri pe care efectiv le simt în acest moment și tocmai din acest punct de vedere, în planul familiei din care provenea Elodea, acolo sunt convins că dacă se vor face săpături amprentate energetic și în arbore genealogic, după cum bine am spus, a fost o familie blestemată.